Ne pregătim de plecare spre casă de la Timișoara. O să intru în aplicația El Drive, o să caut Craiova, că aș vrea să mă duc direct la Craiova, pentru că am acum 421 de km range și e posibil, zic eu, să ajung fără probleme. Nu prea mă descurc eu cu harta asta, să vedem pe unde e Craiova noastră. Aici, pe aici, în jos, ar trebui să fie. Așa, deci avem Craiova și aș vrea stația de 180 de la Craiova, adică unde am fost, aici. Și îi dăm rută pe Google Maps. Deci 4 ore 42 de minute, 341 de kilometri. Iar pe bord, situația de la care suntem noi, de la ultima încărcare de aseară din Timișoara, am făcut 30 de km prin București. Deci plecăm de aici cu 85% baterie, 421 de km range. Eu zic că fără probleme ajung la Craiova din starea asta, așa că ia uitați. Startul de dimineață 8,3 ce am făcut noi, totalul 629 și de la ultima încărcare, destinație Craiova. Am prins o aglomerație, că sunt niște lucrări aici până în Orșova, mai avem vreo 60 de km până în Orșova. Și profit să vă arăt cam care mai e situația, deci consum mediu de când am plecat din Timișoara 15 kWh la 100 de km, viteză medie 44. Mai avem 201 km până în Craiova și mai am 274 de km range și baterie de 56%, dar repet, cu frigider, cu climă mergând, dacă le scop astea din priză, numai clima ia să oprim acum, să vedem. Deci dacă opresc clima am 288, dacă mai scot și frigiderul, eu zic că undeva la 300 i-am acolo, deci n-am niciun fel de frică. Repornesc clima, 274, hai să vedem și generalul așa. 767 cu 17,2, păi ce să zici, ce să comentezi, n-ai ce să comentezi la cum s-a mers. Și de când am pornit noi dimineață, 147, da? 169 de la încărcare. Super bine merge mașina, prea puține, da, nu-mi place chestia cu zgomotul, că o simt că e ușor zgomotoasă la anumite viteze, dar asta e o chestie care se poate rezolva, deci nu este nicio problemă. Îi faci o antifonare ceva, deci te descurci. Ce este impresionant este cum stă, cum se conduce, cum e o plăcere la condus mașina. Foarte puține lucruri nu-mi plac la ea. Unul dintre ele este lane assist-ul, care și dacă îl deconect, deci dacă îl dezactivezi, el intervine destul de brutal și de-aia tind să-l dezactivez, nu prea îmi place, adică nu, pentru că dacă eu mă abat un pic sau poate că m-am bătut ca așa am vrut, nu știu, adică merg, folosesc întreaga suprafață a benzii de rulare și lui nu prea îi place chestia asta și atunci te aduce înapoi pe bandă cum vrea el și o face destul de, adică e așa, bagă de bă la loc, nu e lento. Și chestia asta mă enervează, dar ce am observat, că dacă, de exemplu, dezactivezi, evident, la repornire, că așa sunt normele, ai repornit sistemul, automat ți-l reactivează din nou, ba mai mult, dacă te ridici, nu știu, vrei să te ridici cu fundul de pe scaun în timp ce conduci, dar te ridici un pic să te desmorțești sau ceva, dacă depășești 4 secunde, el simte că, nu știu, consideră că ai coborât sau habar n-am, ci că reactivează din nou
sistemul și asta nu mă încântă, ce să zic. Dar per total, experiența de până acum cu MG4 este absolut surprinzătoare și eu pun mașina asta în rând cu orice, de la Kia e-Niro, Ioniq 6, Tesla, da? Își ține autonomia la baterie foarte, foarte bine, surprinzător, mai bine decât multe mașini de la care aveam mari așteptări. Și vedeți și aici, da, am 56% din baterie. În condițiile în care deja am făcut de la, o să mai luăm o dată, am făcut 169 de la ultima alimentare, da. Deci ăștia sunt kilometri reali cu în condiții grele, cu climă, cu telefoane la încărcat, cu frigider. Este impresionantă mașina din punctul ăsta de vedere și calitatea la interior și cum mă simt în ea conducând, este ce trebuie. Sunt absolut surprins. Nu că n-aș fi știut, am mers cu ea, dar nu am mers la un drum așa lung în care vezi dacă te obosești sau nu. Ce n-am văzut și ce îmi lipsește, am observat aseară când am ajuns în Timișoara, că mi-aș fi dorit un reglaj lombar, nu l-am, n-am văzut, nu știu dacă are sau nu, așa la mână nu l-am văzut, și adică să-l simt pe undeva și cumva aș fi vrut să am o chestie, pentru că față de alte mașini cu care am făcut Timișoara și alte drumuri lungi, la electrice bineînțeles mă refer, parcă aseară am simțit un pic că aș fi vrut să modific un pic poziția, să-mi împing o pernă în coloană, că a fost un drum fiind pe Craiova și Drobeta, Turnu Severin, Orșova, Caransebeș, Lugoj, e mai lung cu vreo oră decât varianta prin Sibiu pe autostrăzi și așa. Și stai mult în mașină și aș fi vrut, mi-ar fi plăcut, dar în rest, experiența cu mașina, aplaud, deci pur și simplu sunt super încântat de mașină și o să vedeți în prezentarea detaliată că este o mașină de văzut și de cumpărat, pentru că pe părțile esențiale, deci pe ce înseamnă performanță, baterii, are o distribuție aproape perfectă a greutății, 50-50, acum nu știu dacă 50-50 ăsta e numai la MG 4X Power, dar presupun că din cum se mișcă, deci din punct de vedere dinamic, mașina este absolut impresionantă. Nu te aștepți de la o asemenea mașină cu un preț, să zicem, hai, nu e chiar entry level, dar nu te aștepți să aibă un comportament atât de sportiv și îl are într-un fel care te lasă fără cuvinte. Ne revedem, probabil noi o să ne ducem să mâncăm ceva la Orșova, pe acolo, pe la vreo terasă din aia la Dunăre, și pe urmă ne ducem către Craiova. Eu sper să ajung, nu, n-aș vrea să mai opresc la Drobeta să mai încarc, pentru că aș mai pierde o jumătate de oră aiurea și nu are rost. Adică dacă îmi rămân, dacă am o diferență de 70, cam acum am diferența asta, deci eu am 272 și mai am 200 de kilometri până la Craiova, eu zic că ajung fără probleme și n-ar trebui să mă mai abat prin Drobeta, mă duc doar așa, tranzit. Am ajuns la Craiova, la punctul unde o să încărcăm, la L-Drive România. Spre marea mea surpriză, 96 de kilometri, 19% baterie, am făcut 371 de kilometri dintr-o bucată, ceea ce e uimitor, că mi-amintesc că am plecat din Timișoara la 85%, parcă eram cu bateria. Deci fac comparație cu Tesla mea, care la 80% are 421 de kilometri. Ăsta la 85%, cel puțin teoretic, ar avea 371 plus 96, nu știu, un 460. Și acum dacă facem o regulă de 3 simplă, ce părere aveți de MG4 ăsta, cum stă la consum, la baterie? Aveți pe bord consumul mediu pe tura noastră, deci de la Timișoara până aici, 13,7, da? 143 de la Orșova, unde am mâncat, sau mă rog, nu știu dacă ne-am mai oprit pe undeva, dar de la Orșova, că acolo am staționat mai mult. Și total 970 cu o medie de 16,2. Viteză medie 47 km pe oră. O punem la încărcat, vedem cât o jumătate de oră mă odihnesc și eu, și am plecat spre București și asta e.
Bun, după cum vedeți aici, timp estimat până la 100%, ora 8:26, deci ar fi cam o oră de când am pus-o noi la încărcat. Deci nu are rost. Suntem la 76% acum, au trecut vreo 23 de minute, 24 de minute de când am pus-o la încărcat. Am range 417 km cu clima pornită, Bucureștiul e la 200 și ceva, deci nu am niciun fel de problemă, o să mă duc chiar și cu viteze de autostradă. Așa că filmăm treaba asta ca să știți. Deci, suntem aici la 970 și plecăm cu 0 ăsta, o să mergem pe drumul expres. Deci la viteză 120-130 și pe urmă zona de București-Pitești cu 135 ca să vedem la final ce medie scoatem. La un regim, zic eu, foarte bun de condus și cred că o să avem o mare surpriză de la acest MG4. km până acasă. Start. Și aia e. Fix în momentul ăsta am părăsit drumul expres Craiova-Pitești sau Pitești-Craiova, cum doriți voi. 22,6 am avut consumul pe, deci din Craiova, de la stația El Drive, inclusiv drumul expres, până la capăt. Acum s-a făcut 22,3 și acum 22,4 pentru că am încetinit eu pe limitatoarele alea și probabil s-a mai încărcat un pic și a scăzut consumul de la 22,6, dar realitatea aia a fost 22,6 pe tronsonul ăsta. Urmează o zonă de DN unde o să merg cu, mă rog, 90-100, vedem cum ne lasă și drumul, că e un pic virajat pe aici și nu o să pot să merg foarte tare. Ideea este că da, autostrada penalizează destul de mult. Deja mai am 53% din baterie și 240 de kilometri, deci e mare diferență tot drumul expres, deci de la un capăt la altul, când am intrat pe el și până când am ieșit, 125 de kilometri pe oră. Asta a fost viteza, nu 120, nu 135, 125 de kilometri pe oră și s-a văzut, adică în sensul că de unde aveam 400 de kilometri range, după ce am parcurs cei 88 de kilometri, cred că sunt ai drumului expres, deja vedeți, 239 am acum. Și la un moment dat pe drumul expres am depășit și, adică am atins 1000 de kilometri, acum suntem la 1059 total. Media este în continuare destul de bună, zic eu, 16,7 este remarcabil pentru MG4 și de la start cred că, eu zic că de la Orșova, cred că la Orșova am avut startul, că în rest n-am mai oprit sistemul mașinii și nu ne-a mai luat. Iar de la încărcare, adică din Craiova, 89,5, îi vedeți aici.
Bun, puteți să vedeți pe bord cam care e situația, că ne apropiem de casă. Mai am 6 km până ies din autostradă. Toată autostrada cu mici 3-4 momente care am încetinit, că mai se băga cât o mașină de pe banda 1 în fața noastră. 135 de km pe oră. Clima merge, frigiderul merge. Deci, așa cum am spus la început când am uitat să pornesc clima, când mă întorc, mai fac o dată chestia asta ca să n-avem discuții și ce vedem pe bord. Media de la Craiova 21,9, aproape 22, da. A trebuit să intervin eu un pic acum că ce spuneam de automatizarea asta. Acum eu eram pe banda 1. Din spate venea o mașină, avea distanță omul. Dar în momentul în care eu am schimbat banda, mașina mea a frânat. Și mie nu mi-a convenit. Instantaneu adică n-am vrut să îl deranjez pe om și nici să nu intre în mine, logic, da? Dar vreau să zic ce înseamnă totuși și prea multă asistență, da? Eu, cu mintea mea, imediat gândisem, bă, n-am nicio problemă, pac, am estimat distanțele corect, n-am avut nicio treabă, dar n-am anticipat faptul că mașina mea va frâna pentru că îl prindea pe ăla din față cu, mă rog, uite, cum face și acum. Și, bun, trecem peste asta, ne mai uităm o dată pe... Deci de la start ăsta ar fi Orșova 341, total 1168, deci deja pot să pun capăt testului aici, nici n-am nevoie să mai ajung acasă și nici nu cred că o să oprim undeva și filmăm un final așa. Eu zic că e super relevant, 17,2 cu tot cu autostradă, dar în fine, o să merg până aproape de casă, cum am făcut și cu alte mașini. Și media, deci 21,9 ăsta este practic preponderent autostradă, regim de autostradă, drum expres plus autostrada București-Piteș, pentru că restul de bucățele sunt în care s-a mers cu 90-100 sunt cum se cheamă, irelevante, adică nu reprezintă foarte mult în economia generală a și acum ieșim din autostradă, deci asta a fost partea de autostradă. Vă spun sincer că pentru mine MG4 după acești 1200 de kilometri aproape, și o să mai fac, mai stă mașina la mine ceva timp ca să o filmăm și detaliat, deci este o mare, mare, mare surpriză. De fapt este ceea ce am spus de mult și nimeni n-a ascultat. Nimeni, toată lumea a râs de mine și a zis: stai să vezi că nu știu ce se întâmplă și
ne întoarcem la carburanții sintetici, la diesel, nu se întoarce nimeni, pentru că mașina asta merge mai bine decât orice. Este la, cum să spun, ca feeling ca un Golf, care vreți voi, 8, 9, 10, ce Golf vreți voi, puneți-l acolo și vă garantez că mașina asta merge cel puțin la fel de bine ca un Golf. Și pur și simplu, uitasem să precizez, mai avem cât mai avem noi, 10 km, fix 10 km până acasă, 14 minute și 10 km. Și vedeți că mergând tare la regim de autostradă, mai am doar 57 de km și 19% baterie. Revin la MG4 și de ce reprezintă o mare, mare surpriză pentru mine, pentru că sunt absolut convins că dacă aș fi mers la economie, cred că aș fi putut să fac 550-580 de kilometri cu o singură încărcare, ceea ce este, să spun, nu o palmă, 6 palme date multor producători auto europeni care vin și ne spun, domne, facem noi și băgăm o baterie de 80 de kilowatts oră și băgăm o baterie de 100 de kilowatts oră și o să avem 500, 600, 700 km autonomie până când o iei și mergi cu ea și după aia vezi că nu e așa. E, asta pentru mine reprezintă doar o confirmare a ceea ce am văzut de mult. V-am mai povestit în alte filme că am condus BID, adică am văzut și știu multe, nici măcar nu vreau să mai văd mașini de astea cu tehnologie de acum 15 ani care ni se vând acum la niște prețuri absolut exorbitante și ni se spune, domne, dar sunt pline de tehnologie, de au sisteme, de au camere, au sisteme de asistență, au nu știu ce. Da, dar sistemul de motor e de acum 15 ani sau acum 15 ani era de 1000 de ori mai bun decât astăzi și nu mai vreau să mai văd așa ceva. Când poți să conduci o chinezărie, da? Chestia asta, Made in China, de care râde lumea. Iar dau exemplu SsangYong, umblau ăștia de la SsangYong. Am avut și noi o mașină de drive test la un moment dat pe care scria textual: această mașină nu este Made in China. Și eu vreau să vă spun un lucru despre acest MG4 și despre mașinile din China în general. În foarte puțin timp o să scrie, o să apară autocolantele alea pe mașină și o să scrie: această mașină este Made in China. Pentru că acest Made in China la vehicule electrice va fi sinonim cu ultima tehnologie, cu performanța, cu eficiența și oricât nu ne convine nouă și altora care au interese să îngroape, nu știu ce să îngroape, sau e pur și simplu prostie, da? Că am îngropat industria auto-europeană nu pentru că nu i-am lăsat pe europeni să mai facă diesel și benzină, pentru că tehnologia e moarte, la revedere, pa! Nu, pentru că pur și simplu nu am înțeles, aroganța ne-a învins pe noi europenii în domeniul ăsta, pentru că toți au zis, ce bă, China, ce să facă, ce o să facă mă China, nimic. Uite ce face China, eu sunt în ce face China acum și atenție, acest MG4 nu este vreo revelație de mașină electrică din China, este o mașină basic. Da? Deci este o mașină basic cu un preț relativ accesibil și pur și simplu n-am ce să... Nu, acum am intrat pe un drum de ăsta stricat, poate se aude. Nu greieraș, nu bate, nu troncăne, nu mă supără cu absolut nimic. Sunt absolut uluit că poate să meargă așa. Și dacă vreți ca și încheiere așa, înainte să ajungem să luăm finalul cu consumuri, uitați-vă ce face Kerciu, amicul meu Kerciu Ciprian, în campionatul de slalom ăsta, unde concurează el cu un MG4 X-Power, adică ăla cu 100 în 3,8 secunde, că nu poate nimeni să-l bată.
nici cu mașini electrice, nici cu mașini termice, nici cu... este, deci Cherciu când se duce acolo, el se duce, e el și restul lumii. Și în timpul ăsta mie comentează lumea și îmi spune, deci oamenii fac mișto de mine pe Facebook, că mă plătește MG, că el drive, că nu știu ce. Nu, oameni buni. Și eu și Cherciu, independent unul de altul, mie mi-a zis Ciprian ultima oară când am vorbit cu el și a zis, băi, mașina e mai tare decât, da, înseamnă că exagerezi tu, că îți place ție mult, că te dai la slalom cu ea și a zis, nu, lasă că o să vină și la tine și o să vezi. Și vă spun sincer, dacă asta m-a impresionat atât, nici nu vreau să merg cu X-Power. Nici nu vreau să merg cu X-Power, pentru că pur și simplu te, adică te uluiește ce poate să facă mașina asta. Am intrat acum pe un drum bun, ia uitați-o. Nu se mai aude nimic. Ce să mai zic? Pot să mai zic ceva? N-am ce să mai zic. Și finalul cu cifre, da? 1179 de kilometri, 17,1 kWh la 100, 21,3 la regim de autostradă și 18,4 am uitat când s-a obosit acum cum se numește localitatea din care am plecat, unde am luat masa, încoace, da. 57 de kilometri și 17%. Acum o ducem frumos acasă, o băgăm în priză, până dimineața este încărcată, încarcă. Eu pot să-i dau și cu 11 să încarce, deci în câteva ore s-a încărcat toată, dar eu cred că o să o las cu vreo 6 să încarce și până dimineața, până la 10, până mă trezesc, e, aia e. Fiți pe fază că urmează, nu știu în ce ordine o să le punem, dacă o să punem întâi 1000 de kilometri ăștia sau întâi prezentarea detaliată, dar vă recomand cu căldură să urmăriți prezentarea detaliată a acestui model deosebit de interesant pentru mine, o mare surpriză, pur și simplu sunt fără cuvinte.